Salut, bă, sacalilor! Ce faceți? Băi, dragii mei, bă, băieței, băi, fetițele mele, deci eu puteam să pățesc orice, bă, Doamne ferește, bă, cu virusul ăsta, cu orice, băi, vere, dar mesajele mele, bă, nu e Snik, cum te mai simți, ești bine, n-ai mai așa? Băi, Snik, îmi faci reacție. Bă, reacție, dar salut, faci reacție? Nu, pe bune, reacție, nu, reacție. Da, mă simt foarte rău și nu cred că o să pot să mai postez. Da, dar reacție când pui, că... lasă simțitura, o reacție când pui. Așa că am zis să trântim o mare reacție, hai toată lumea să facem, bă, 50.000 de like-uri, că eu mi-am pus aici papucei mei în picioare, haide! Astăzi, după nu 10, bă, sutele, bă, că nu s-a arogant, bă, dar sutele de mesaje pe care le-am primit, reacționăm la Lil Dany. Lil Dany a făcut o piesă despre el. E foarte tare pentru că e ca și cum eu, Snik, aș face o piesă despre Luci. Tot eu sunt Luci. Salut, încântat de cunoștință. Așa că o să pun 5 secunde de black screen în care vă las să vă vedeți cum dați un like și activați clopoțelul cu toate notificările. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Să trecem la treabă. Auzi, Doamne, știu că am întârziat cu reacția asta, dar nu-mi dai și mie, te rog frumos. Ce? M-a fentat, Dumnezeu, mersi, Doamne! Mamă, m-a fentat Dumnezeu, m-a fentat. Îi dăm un like lui Lil Dany înaintea videoclipului, dăm pe full screen și dacă dau camera așa, am un viitor mai strălucit decât al tău. Dragul meu Lil Dany, hai să vedem ce poți. Oh! 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 Cu prietena! Cu prietena! Man! Yeah! Wow! David! Wow! Hello, Dany! Auzi, mai Dany, dar... adică... gen dacă... chiar nu te superi... chiar nu e nevoie să arunci cu 10.000 de dolari! Dacă nu intră bani în gecuța aia mică, așa frumoasă, tot așa... Bă, deci o secundă, bă, cadrul ăsta de început să vă arăt că Lil Dany se flexează fără să vrea să se flexeze. Fii atent, cadrul de început, da? Ia uite-l pe Lil Dany cu prietena. Băi, uite-o pe... Băi, băiatule, bă! Bă, uite-te la tine, bă, care ai 19 ani și te uiți la mine, bă, și n-ai gagică. Uite-l pe Lil Dany, bă, la 8 ani, bă! Deci, omul nu că-i trepără, ăștia sunt la nivelul ăsta și Lil Dany, hop, e cam pe aici, Lil Dany, s-a terminat. Deci n-ai cum, bă, dacă omul meu iese pe covorul roșu, bă, cu gagică sa, tu ești terminat. Deci ești vai de cap, deci tu că ești praf. Ești praf și eu la fel. Asta e. No, no, s-a terminat. Gata, ia uite-l. Oh, hei, și... Mamă, Deezel, Armani, nu știu să citesc filmele astea, s-a terminat. S-a terminat. Hei, David! Bine, Davide! David, ia uite mine alea! Băi, fe! Fani! Hei! Și! Oh! Lil Dany, am înțeles! Bine, dar... Ok! E bine totuși că a venit un black screen ca să avem un pic de timp, știi, să medităm la ce s-a întâmplat. Ce am aflat până acum? Că el este Lil Dany, care are 8 ani, care are o super gagică și că e peste noi în timp ce numără banii. Sperăm totuși că Lil Dany o să ne ofere mai multe informații, nu doar că e peste noi și când numără banii, știi ce zic? Deși poți să ai vere cât ai vrea să vere, când ții un teanc de la bani de bani în mână, ți-o pozești antebrațul, vere. Parcă și vă la filmări, băi, dați-mi alea, băi, mai puțin bani, bă, că nu mai pot, doar bă, dă mai puțin bani, că nu mai pot. Let's go, Lil Dany, let's go, ești prea tare. Iau! 7 ani! Wow! Bă, chiar stau la parter, bă! Bă, stau de 20 de ani la parter, bă, și-o venit pușciulică ăsta și-o bătut joc de mine, bă! N-ai cum, bă, vere, bă, dar după 20 de ani, cam 20 de ani, bă, de când stau aici, deci după 20 de ani când stau la parter, vere, și am cu noi în fața blocului de așa și vine băiatul ăsta care stă pe bani, pe mamă, să mă bat, ce acolo, ești prost? Parcă când stai așa, știți, mai treci un pic viața prin fața ochilor și te gândești, bă, ce-am făcut, bă, timp de 20 de ani, că băiatul ăsta n-are 8 ani, are 7, stai că sunt eu prost. Păi eu ce făceam, bă, la 7? Nu, eu la 7 am visam, mă uitam, după 13 ani am aflat că mă stau cu o cameră în fața mea și mi-o pun pe 3 cărți, dintre care una e Biblia și am niște cărți care vin de sus și na, fiecare cum poate acum, na, ce să... Na. Acum nici nu vreau să mă gândesc, bă, cu oricât de tare ar fi gresia aia din spatele lui, bă, când stai pe banii aia, sigur, e moale, așa, știi, e moale, e bine, nu stai pe bani, știi? Let's go, Lil Dany, bravo! Oh! Wow! Wow! Bă, Dany! 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 Plătit Dany, pomul meu, dansatoare acolo lângă el. Bă, deci face băiatul ăsta la 8 ani jocuri de cuvinte cum nu fac alții, mă, la 30 s-a terminat. Stai să-i mai dau un pic de lumină, că nu vine soarele la parter aici la mine, iertați-mă, vă rog eu. Eu vreau să ne mai uităm un pic la secvența asta, dacă nu vă supărați, stai, nu asta, stai, asta, secvența asta. Băi, Dany, acum nu, că eu știu că ai gagică și sigur, adică sper că nu e geloasă, bă, dar să o bată, mama, adică ai un pic grijă, știi că dacă sunt piedicat și o găsesc un pic pe tine, s-a dus el, Dany, a rămas doar Lilu, că Dany s-a tot dus, știi ce zic, adică Doamne ajută. Fiți atenți dacă nu o să ia toți oamenii, bă, din România să cânte cu el, fii atent, scumpe. Wow. Dacă mâine vezi, te vei face să spui plombe. Wow. Să spui doar vorbe. Yeah. Gagică-ta. Albeu, nu o gagică, bă, două gagici, bă, s-a terminat. Deci eu acum, eu și tu și ăștia care se uită la mine și care așa suntem mai de capul nostru, bă, băieți, bă. Deci a venit băiatul ăsta și într-un minut și 27 de secunde, mai am câteva secunde de acolo, chiar ne omoară de tot, deci ne-a spintecat. Deci într-un minut și 27 de secunde ne-a spintecat. Hai totuși să lăsăm să termine ca să suferim. Am înțeles. Eu sunt Snik și mă urc în Golf 6 2010. Ce? Nici n-are navigație, e. S-a terminat. Deci Lil Dany este noul, abia România este nou. Deci este tot nou ce vreți voi. Este nou, noului, este, s-a terminat. A venit Abi care avea 18 sau 19 ani. Frumos a venit Alberto NBN care are 15 ani sau 16, cum ar veni. Și a venit Lil Dany, bă, care v-a bătut pe toți, bă, cu 7 ani. S-a terminat. Bă, eu chiar mă bucur, bă, că totuși, bă, la 8 ani să faci ceva, să 7 ani, știi, să scrii niște versuri. E pe bune, adică e ceva, sincer. Și nu pot să zic că nu mi-a plăcut, că mi-a intrat în cap. Eu sunt Lil Dany. Ei, nu sunt peste tine că număr bani. Da, așa, calor, cam asta a fost reacția la că are mață nebunii. Dar mă bucur că m-am uitat, că sunt bucuros, bă, sunt fericit. Mi-a dat o stare atât de bună băiatul ăsta. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Niculeț, că mulți dintre voi nu mă aveți la follow, trebuie să mă urmăriți. Ce să vă mai zic, bă, băieți, codul Snik 10% reducere pe Footshop, vine iarna, îmbrăcați-vă ca lumea, bă, pe bune acum. Și într-un final sper că v-ați simțit bine, m-am simțit super, așa că beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!